Bună ziua tuturor! Mă bucur să ne regăsim și să continuăm astăzi călătoria noastră. Vă propun să vorbim despre portul popular românesc. Să nu uităm că la 24 iunie sărbătorim, odată cu sărbătoarea sânzienelor, Ziua Internațională a ei, un motiv de mândrie națională și internațională. Ce este portul popular românesc? Portul popular s-a născut și a denuit din cele mai vechi timpuri. Izvoarele istorice ne spun că dacii erau îmbrăcați la fel cu țăranii noștri de la munte. Îmbrăcămintea lor era un fel de tunică până la genunchi, strânsă cu o cingătoare peste mijloc, ițari largi legați la gleznă cu sfoară sau vârâți în opinci, pe deasupra o manta largă, fără mâneci, prinsă pe umăr. Mărturii despre originea portului românesc găsim pe columna lui Traian, dar și pe monumentul de la Dan Plisi. De asemenea, avem izvoare literare, opere de artă, pictura bisericilor, în care țăranii apar îmbrăcați în costum popular. Toate aceste mărturii, care s-au păstrat de-a lungul timpului, sunt adevărate documente ale originii și continuității românilor pe pământul vechi daci. De obicei, prin portul popular românesc, înțelegem îmbrăcămintea țăranilor de la sate, formată în cadrul unei colectivități restrânse, cu material și modele asemănătoare, dar care au o manifestare de expresie proprie. Costumul moldovenesc specific este legat de ștrecarul alb, care servea la acoperirea capului, cămașă lungă dintr-una, astăzi cu poalele separate, îmbrăcate direct pe corp, pentru că portul popular românesc nu conține arvorie. Costumul transilvanean se deosebește în componenta sa de cel moldovenesc prin faptul că nu are brâu, iar în locul cătrinței se poartă două zădii, care se prind perpendicular pe talie, în față și în spate. Ștergarul alb este de mult înlocuit de năfrau. Spre deosebire de cel femeiesc, costumul bărbătesc are o componentă unitară. Cămașa este aranjată peste pantaloni, cu picioare sau ițari, care se poartă cu grețituri, iar șerparul sau chimirul se încinge peste cămașă, pe mijloc. Astăzi, costumul popular are un caracter nemijlocit sărbătoresc. Dezvoltarea costumului în zilele noastre stagnează, datorită în primul rând schimbării funcționalității sale. De altfel, portul popular românesc constituie o variantă reușită a celui tradițional, în concordanță cu pretențiile contemporaneității. Sărbătorim Ziua Internațională ei la 24 iunie, un motiv de mândrie națională și de recunoaștere internațională a României. Până data viitoare, vă mulțumesc și vă spun la revedere!